Salutare! Astăzi vreau să laud un pic Volkswagen, să nu zică lumea că sunt doar fan japoneze. În general am fost pe principiu că dacă o marcă inventează ceva care e mișto, merită lăudat, nu? Și de data asta Volkswagen a venit cu niște chestii interesante. E vorba de nou motor de 1.5 TSI, care aparent, deși e pe trendul ăsta de downsizing, adică ai o cilindrie mică cu turbo și o putere destul de mare pentru capacitatea aia, cred că totuși a reușit să-l optimizeze destul de bine. E un motor nou care încă nu și-a arătat eventualele defecte. A apărut cam de un an. Cred că prima mașină pe care a fost lansat a fost acest Volkswagen T-Roc, care e un model complet nou. Înțeleg că e pe platforma lui Tiguan, dar e ceva mai mic. Și mi-a atras atenția o chestie, una din tehnicile lui folosite, și anume faptul că are turbină cu geometrie variabilă. Este o premieră în lumea auto, adică e primul motor de consum pe scară largă produs care are această tehnologie. Până acum singurul producător care făcea așa ceva pe o mașină de serie era Porsche. Numai că în cazul Porsche știm cu toții că nu sunt mașini ieftine și nu au atâtea modele vândute încât să poți să o numești că e o mașină de masă. Acum, chestia e că tehnologia exista, doar că este foarte larg folosită pe diesel, unde ai temperaturi mai mici ale gazelor de evacuare și poți să o implementezi la scară largă, că nu-ți trebuie niște materiale foarte tehnice. În cazul unor motorizări pe benzină, temperaturile evacuării sunt mult mai înalte și îți trebuie niște aliaje speciale care sunt scumpe. Acum Porsche fiind o mașină scumpă își permite o marjă de preț mult mai mare la componentele astea tehnice, să zic așa. Mă rog, asta e una din inovații, dar eu zic că e de lăudat. Acum v-am zis să vedem cum va fi pe viitor, dar e clar că acum dacă vrei să-ți cumperi o mașină nouă, în afară de Mazda, nu prea mai găsești cilindree mari aspirate, adică nu știu dacă, de exemplu, Volkswagen nu cred că mai produce acum, cel puțin pentru piața americană și cea europeană, vreun 2 litri aspirat benzină. Toate sunt turbo. 1.0, 1.2, 1.5, 1.4, 1.8, dacă ori mai face și 2 litri. Și 2.5 pe modelele Audi TT RS, pe RS-uri în general, cele transversal. Au acel 2.5 turbo de 400 de cai. Deci suntem în epoca turbo. O mică paranteză, telefonul meu a beneficiat de un update și acum filmez pe 1080 60 de frames pe secundă, 60 fps, și cred că are un bug, pentru că puteți vedea pe filmare că încearcă să focalizeze, deși în modul ăsta el nu îi se permite focalizare, dar tot văd că are un fel de zoom și îmi pare rău dacă vă deranjează chestia asta, dar am zis că mai bine încerc o imagine mai clară. Dacă deranjează filmările astea, o să le fac cu 30 de fps pe viitor să fie mai stabile. Așa, să revenim la subiect. Deci, ce-mi place mie la motorul ăsta de 1.5? Păi, în primul rând că oamenii au inventat sau au optimizat un ciclu nou de funcționare. Ei l-au numit BUDAC. BUDAC. Este după numele unui inginer de la Volkswagen care a dezvoltat acest ciclu. Practic e optimizarea ciclului Atkinson și Miller. Motoarele cu ciclu Atkinson sunt cele care au o compresie mai scurtă și o expansiune mai lungă. Adică motorul are el o rată statică de compresie mai mare, să zicem un 12:1 sau chiar 14:1 în cazul Mazda Skyactiv G, iar compresia dinamică e reglată din supapă, adică pe etapa de compresie a pistonului, după ce a preluat amestecul și începe să urce, îi se închide supapa de admisie un pic mai târziu. Și în felul ăsta, o parte din încărcătură se întoarce înapoi în galeria de admisie. Și în felul ăsta, practic, diminuesc compresia. Pistonul nu mai depune un efort așa mare să urce, să comprime gazul. Și la explozie ai parte de un ciclu mult mai lung. Deci, practic, la ciclu Atkinson, admisia este lăsată normal, ca la ciclu Otto, însă diferă etapa de compresie. Ulterior, ai un ciclu de expansiune mai lung, după cel de ardere, și cel de evacuare rămâne din nou standard. Chestiile astea mai sunt cuplate cu
EGR intern sau extern, optimizând suplimentar ciclu. Ciclu Miller presupune același lucru, dar prin folosirea unui compresor mecanic. Asta e definiția lui. De exemplu, Mazda așa îl folosește. Mazda SkyActiv-G de 2 litri are un mic compresor mecanic care asigură o admisie suplimentară de aer. Adică, practic, cu ajutorul lui se poate obține un amestec foarte, foarte sărac, care ajunge până la 27 de părți de aer la una de combustibil, față de standardul care este 14,7 la 1. Ăștia de la Volkswagen au mers mai departe și au optimizat acest ciclu Miller și l-au numit Budak după inginerul care s-a ocupat de treaba asta. Și, în speță, modificarea e foarte simplă, ține doar de timingul supapelor. Și în loc să închidă supapa de admisie mai târziu pe ciclu de compresie, când pistonul se ridică, o închide mai devreme pe ciclu de admisie, când pistonul coboară. Și practic ai același efect, pentru că, de exemplu, pistonul când ajunge aproape de punctul mort inferior, când mai are o mică cursă, nu știu să descriu, probabil ceva de genul un centimetru, supapa se închide și astfel pistonul face un fel de vid, să zic, adică nu e lăsat să înghită toată capacitatea cilindrică pe care o are ciclu până la final. Ciclul Atkinson Standard are ca scop, în momentul în care cobori pistonul la punctul mort inferior, să ai presiune atmosferică în camera de ardere. În cazul lui Budak, ai un pic mai jos decât presiunea atmosferică, pentru că se face un vid. E ca la o seringă, în timp ce tragi pistonul, să zic, până la jumătatea cursei, astupi gaura acului și tragi în continuare, o să resimți un vid și pistonul va vrea să urce înapoi. Deci, practic, în felul ăsta, creând un mic vacuum, ajută pistonul să urce mai repede și, totodată, diferența primară față de ciclul Atkinson este că se întrerupe admisia și injecția. Deci, practic, motorul nu mai primește benzină. Pe când la ciclul Atkinson, ducându-se pistonul până jos pe o admisie întreagă, are acel centimetru final, beneficiază de admisie, adică de injecție pe benzină. Și ulterior, acel exces de... există un mic exces de injecție care se întoarce în admisie. E, Budak elimină chestia asta și practic lasă pistonul să meargă cum ar veni pe uscat, o mică bucată. Adică el, dacă să zicem pistonul are o cursă de 1 centimetru sau, mă rog, cu pardon, 10 centimetri, pe Atkinson standard, pe toți cei 10 cm ai cursei, beneficiază de injecție de benzină, o mică parte ducându-se în admisie, care e considerată o lasă rest pentru ciclul următor. La Budak, din ăștia 10 cm, doar 9 sunt cu injecție de benzină și restul de 1 cm cu ciclu uscat. Bănuiesc că ați înțeles ce am vrut să zic. Deci, practic, pe același ciclu de 10 cm al pistonului, i se dă mai puțină benzină și în felul ăsta uite cum economisește aproape 10% eficiență la 100 de kilometri. Adică practic un litru la 100 de kilometri îl salvezi din aceste cicluri. Și e mișto că e doar o reoptimizare, adică este inginerie din aia ca la carte, fără să adaugi nimic, fără să schimbi, au luat niște componente deja existente și doar le-au reprogramat să funcționeze altfel. Și acest lucru este realizat prin arborele cu came, care are o chestie care se numește AVC, Audi Valve Control. De acolo, pe Audi a fost prima dată montat pe 2.0 TFSI EA888, în care ai două profile de supape, cam cum are Vitecul de Honda, doar că nu este acționat electrohidraulic, ci este doar electric. Adică pe arborele cu came are un joc în lateral, cam de un centimetru, astfel încât pe capătul supapei pe tachete ai posibilitatea de a juca cu doi lobi care sunt în paralel și practic ai axul așa, un lob mic, un lob mare și switch-ul se face așa, mutând arborele cu came de la prin lateral. Chestia asta se face cu niște pini electrici care în momentul când acționează, într-un capăt al arborelui ai un pin și un fel de spirală excentrică. Pinul ăla practic îți mută ca la mașina de scris sliderul ăla cu tot cu hârtie, cum era acolo rotorul ăla, într-o parte și când vrei să revii pe profilul, pe celălalt profil, ai încă un pin care intră în partea opusă și decalează, practic e ca un fel de mișcare, așa, paralelogram. În partea din dreapta, așa cum sunt schemele lor emise, ai o camă mică pentru acest ciclu Miller, care practic, fiind mai mică și are un profil
întârziat, închide cumva cama mai devreme. Cama acționează supapa să se închidă mai devreme. Ăsta e practic ciclul ăsta Budak, care e un Miller optimizat, funcționează în sarcini mici și la croazieră, când motorul nu are nevoie de toți caii. Când mergi cu mașina pe autostradă la 130 de km pe oră, probabil motorul folosește ceva gen 25-30 de cai. Abia când faci o depășire, ai nevoie de toată puterea. Și oricum, caii unui motor sunt la turația aia de 6-7.000, la maxim. Adică are un grafic, așa, tu când mergi și ai mașina la 3-4.000 de ture, tu folosești o mică parte din puterea aia scrisă pe foaie. Și în felul ăsta, ei optimizează supapele. Când mașina merge cu minte, merge cu cama aia mică care deschide supapa în așa fel încât lasă amestecul să intre și o închide de vreme. Și în momentul când îi dai talpă, se trece pe sliderul ăla, intră, mută arborele cu came și intră pe supapă adâncă, care lasă generos cantitate de combustibil. Adică, practic, putem considera că în momentul în care ai schimbul respectiv de arbor cu came, îi ai făcuți să îți jongleze între ciclu Atkinson-Budak, să-l numim, și ciclu Otto, care este cel standard. Chestia asta o face, de exemplu, și Honda Civic pe motorul R18 și R20 de pe acord. Adică 1.8 VTEC și cu 2.0 VTEC, cele de pe generațiile 2008+, au un sistem similar. VTEC-ul face același lucru, numai că o realizează un pic diferit prin închiderea diferențiată a supapelor. Adică una stă mai deschisă decât cealaltă și se închide mai târziu. Și în felul ăsta și turbionează amestecul și ai o ardere mai eficientă. Acolo, la până în 2500 de ture în sarcină standard sau până în 4000 de ture, dacă e sarcina un pic mai mare, merge în ciclu Atkinson. Și după ce dai accelerație ca lumea, trece pe ciclu Otto. Deci un sistem variabil. Ai un punct în care îți sare la ciclu Otto când ai nevoie de putere, la nevoie. Adică nu e o regulă, ai un punct flotant în care sistemele astea sar. În cazul 1.5 TSI avem același lucru. Sare din Budak în Otto atunci când tu îi dai comandă de putere mai mare. Și are o eficiență sporită prin faptul că folosește și de activare de cilindri, tot prin sistemul ăsta cu sliderele astea. Pistonul 2 și 3, că e motor în 4 cilindri, deci cele centrale, sunt dezactivate, adică ele în continuare se mișcă. În mod normal, motorul are mișcarea așa. Extremele sunt cuplate și cele din mijloc sunt cuplate în oglindă. Ele, când sunt dezactivate, se mișcă în continuare. Tot motorul nu-ți oprește efectiv jumătate de motor, însă defazând arborele cu came pentru partea centrală, are niște solenoize acolo, îi închide complet supapele. Deci pistonul merge doar cu ulei, fără să îi se dea admisie de aer sau injecție de benzină, motorul având injecție directă. Și practic pistonul e uns, însă pentru că merge în pereche cu unul care funcționează, se anulează frecările și motorul, în loc de 1.5, va avea 750 de centimetri cubi. Deci dacă mergi pe autostradă constant, nu cer motorului putere, el merge în ciclu Budak în 2 cilindri. Dacă, în schimb, începi să accelerezi, activează toți cei 4 cilindri în ciclul Budak, când apeși mai departe, intră pe ciclu Otto. Mi se pare genială chestia asta, adică chiar trebuie să-i laudi, o inginerie mișto făcută. Și cuplat cu faptul că ai această turbină cu geometrie variabilă, care ce face? Practic elimină necesitatea unei valve wastegate, acea blow-off ăla de la turbină. Ai o turbină standard cu geometrie fixă, are o supapă lângă, undeva în carcasa internă, și în cazul în care presiunea crește sau nu este dorită folosirea întregii presiuni pe care turbina o returnează, supapa aia se deschide și lasă gazele să se ocolească turbina să se ducă direct în evacuare. La o turbină cu geometrie variabilă, practic ai niște vane care arată ca o... sunt așa, pe un cerc, sunt oblice și au poziția... Gândiți-vă la un cilindru care are în jurul lui multe flapsuri din astea, care ori poate să fie perpendiculare pe centrul cilindrului, ori să schimbe direcția. Și sunt așa, ca niște obloane. Gândiți-vă la o jaluzea cu multe poziții din astea oblice, care e făcută sul. În felul ăsta și schimbă variația turbina. Și, de exemplu, eficientizez două chestii. Elimin wastegate-ul, că nu mai ai nevoie de el. Probabil are unul acolo de siguranță, dar funcționează doar în cazuri extreme. Și poți să crești foarte mult cuplu motor, pentru că la 1200 de ture, de exemplu, motorul ăsta
optimizează paletele alea de la turbină să direcționeze aerul mai eficient, astfel încât turbina să tragă de la 1200 de ture. O turbină cu geometrie fixă începe să se simtă abia după 2000 de ture, pentru că așa e setată. Știm cu toții ce înseamnă acel gol turbo. Motoarele astea nu prea mai au gol turbo, pentru că au aceste vane care optimizează traseul. Și practic ai doi într-unul. Ai, că turbina poate să fie și twin scroll, să aibă admisiile astea amestecate, adică să se împerecheze jeturile alea de la câte doi cilindri. Și ai și partea asta cu geometrie variabilă, care îți dă eficiența unei turbine mici, în ture mici, adică se învârtește imediat repede pentru că are fluxul de gaze optimizat, iar în ture mari simulează o turbină mai mare pentru că accelerează acele vane, accelerează de așa natură fluxul peste palete, că bagă o presiune mult mai mare decât o turbină cu geometrie fixă. E un fel de 2-in-1, să-i zicem așa, adică, ca să rezum, ai cuplu sporit la turații mici, ceea ce cu o turbină mare de putere nu ai, dar în același timp, ai, folosind o turbină mică, ai și putere mare de boost în ture, folosind optimizarea asta de supapă variabilă. Ce mai are interesant, are atât injecție directă cât și injecție indirectă. Cel puțin asta reiese din documentele oficiale, din scheme. Am văzut pe diagrame care injectoare și în admisie și în direct în camera de ardere. Chestia asta o avea și EA888, adică 2.0 TSI-ul de pe Golful GTI. E cuplat la o cutie DSG, e și mild hybrid. O să apară și niște versiuni care sunt plug-in hybrid, dar alea vor folosi motorul 1.4 TSI. Și ce e de lăudat, sau sper să fi făcut chestia asta, să nu mai consume ulei. Adică eu cred că oamenii ăștia au învățat, după Dieselgate și după toate problemele astea cu toate motoarele lor turbo, mai ales cele de 1.8 și 2.0. Înțeleg că și 1.4 cam avea problemele astea, dar cel mai grav eu am văzut la 1.8, acele motoare care consumă o cantitate enormă de ulei, adică poți să ajungi să pui între 10 și 15 litri de ulei la un schimb de 10.000 de kilometri, adică practic ajungi să pui un litru de ulei la plinul de benzină. Sperăm că motoarele astea să aibă segmenții optimizați și să nu mai consume atâta ulei. Mai nou, au filtru de particule și pe benzină și selector de ăsta, catalytic SCR, Selective Catalytic Reduction. Probabil s-ar putea să folosească și asta AdBlue în viitor apropiat, acel lichid gen apă cu sare. Și e un motor care are iarăși cursă destul de lungă, adică 1.5 față de 1.4 l-a obținut printr-o cursă mai lungă, păstrând oarecum același alezaj, adică e un motor care are cuplu bun. Și overall, așa, dacă stai să te gândești la 150 de cai, 100 în 8 și un pic, 0-200 în 45 de secunde, nu e un motor slăbuț, adică te descurci cu el, nu e wow, adică dacă îl compar cu un B48 de BMW 2.0 turbo 245 de cai, nu cred că poți să-l compari, dar nu e vorba despre asta. E vorba că motorizarea asta, din cum anunță ei, pare să aibă un consum foarte apropiat de un 2.0 TDI și o putere mai mare. Și prin faptul că are această turbină cu geometrie variabilă, face puterea asta să fie disponibilă pe o plajă mai largă. Adică, așa cum am explicat mai devreme, trage de jos. Și chestia asta am resimțit-o și eu pe un Ford EcoBoost de 1.5, 3 cilindri, 150 de cai. Trage foarte bine. Dar acolo motivul cuplului este altul, și anume faptul că e un motor cross-plan, adică are unghiul între bielele celor trei pistoane, este de 120 de grade. Și ai scânteile mai dese pe un ciclu. Practic ai un plus de forță. Pe aceeași rotație ai mai multe impulsuri decât la un motor cu 4 cilindri și de acolo câștigă. 1.5 TSI-ul fiind 4 cilindri are arbore monoplan, adică sunt așa, în scară, nu se duc în două planuri. Și mi se pare un motor interesant. Adică dacă ar fi să-mi cumpăr o mașină nouă acum, v-am zis, nu prea ai ce aspirată să-ți mai iei în afară de Mazda. Adică dacă ești fan Volkswagen sau BMW, tot ce cumperi, fie că e benzină, fie că e diesel, va fi cilindreie destul de mică și turbo. Așa că nu scap de chestia asta. Și dacă e să alegi, adică dacă ei chiar și-au făcut temele și motorul ăsta după 2 ani va fi un motor fiabil și cu o turbină bine făcută, s-ar putea să avem surpriza plăcută să găsim mașinile astea pe la kilometrii aia de 170.000 ireali,
să fie totuși fiabile. Adică să nu mai ai probleme de astea de consum de ulei, turbine schimbate. E adevărat, rămân niște motoare forțate, dar am încredere că rezistența materialelor a crescut. Dar nu știu dacă ei își asumă să implementeze tehnologiile astea pe un motor în scop de fiabilitate. Că e clar că suntem într-o piață de consum și vor să se strice la un moment dat ca să-ți cumpere alta sau să o repari. Și motorul e forțat, adică are multe chestii complexe legate de răcire. Are o pompă de ulei cu debit variabil, o pompă de răcire cu debit variabil ca să-ți răcească și turbina după ce ai oprit motorul. Ai din asta presiunea de injecție e destul de mare, undeva la 250-300 de atmosfere. Ai răcire în galeria de evacuare. Galeria de evacuare este integrată în bloc. Adică, practic, ai un colector. Aia este toba. Nu mai ai acei șerpi, 4 țevi de evacuare care să iasă colectiv. Porma ai admisiei de plastic cu charge cooler din ăla răcit cu apă. Ai chiulasa, practic, e o chestie unitară. Arborii cu came sunt capsulați în chiulasa, se scot mai greu decât la un motor normal. Adică, în momentul în care dai chiulasa, capacul de chiulasa jos, cred că se ridică cu totul din ce am văzut. Adică, e o parte mult mai plată. Adică, a optimizat componentele astea în scop de producție mai ieftin. Să vedem dacă vor fi și fiabile. Nu cred că poți să te exprimi momentan că e un motor fiabil pe termen lung, pentru că e abia lansat de un an. Dar mie îmi place, nu știu, sunt curios dacă între voi sunt deja posesori de ai acestui motor și ce impresie ar putea să ne dea. Dacă în realitate chiar consum atât de puțin, adică la modul dacă poți să mergi în București cu consum 8, ceea ce consider că momentan e o fantezie, adică Honda mea consumă 15 în oraș, între 12 și 15 la un trafic aglomerat. Acum cu COVID-ul vieții pot să scot în jur de 10. Probabil un TSI de ăsta, na, având și cilindrie mai mică și putere mai mică, o să scoată clar un consum mai bun decât o mașină ca a mea. Dar deja când tu, producător, îl promovezi care consumul ca un 2.0 TDI și putere mai mare, e clar că ți-ai asumat chestia asta. Adică în orice ciclu l-ai fi testat, înseamnă că crezi în ce treaba e, adică are logică, nu? Și da, rămâne să-l urmărim, dar mi s-a părut interesant ca motor să menționez despre el. Și na, să aștept în comentarii să văd vreo părere onestă. Deci dacă chiar se poate obține un consum așa mic cu el și cum trage. Că la 150 de cai n-ar trebui să fie slab și mai ales dacă are turbina asta cu variație, ar trebui să se simtă plăcut la condus și să nu ai acel gol turbo pe care l-ai avea, de exemplu, pe un 1.4 TSI de 125 de cai pe un Tiguan. Mașină grea, când pui aerul condiționat, nu prea mai e distracție. Și acolo clar aveai consum mai mare. Că asta e problema cu motoarele turbo mici. N-au cuplu și trebuie să le supraalimentezi. Asta înseamnă să ai injecție cu amestec bogat, un consum mai mare de combustibil ca să-ți răcească ca lumea camera de ardere prin evaporarea amestecului și dai de probleme. Tot felul de depuneri prin faptul că injecție directă. Asta din nou, având și injecție indirectă, poate să spele supapele, coxul ăla de pe supape. Dar pare că și-au făcut temele, adică după 10 ani de TSI care au înghițit ulei o grămadă și probleme cu lanțul de distribuție, cu segmenți, cu tot felul de chestii legate de fiabilitate, să sperăm că și-au făcut temele și de data asta chiar au făcut un motor ok. Da, cam atât. Am avut să zic oricum, cred că m-a lungit cam mult și mi-a repetat ideile, dar așa, am avut un pic de entuziasm și am zis să-i laud și pe ei, că totuși e o firmă mare. Dar uite, recomand o chestie. Dacă tot stați în casă zilele astea, pe Netflix este un documentar care se numește Dirty Money, Bani Murdari. Este un serial de două sezoane, a câte 6 episoade, despre fraude ale unor corporații celebre. Printre episoadele alea se află un episod despre Dieselgate și este dedicat în întrecime Volkswagen. Uitați-vă la acel documentar, are undeva la, dacă nu mă înșel, 55 de minute sau 1 oră și 10 minute, adică nu e foarte lung. Și rezumă perfect ce a însemnat frauda asta Dieselgate și ce înseamnă firma Volkswagen, să vedeți cât de puternică este și să vedeți cum, ce fundal are. Că nu e o simplă firmă, e amestecul statului german acolo, e o firmă practic de stat. Și are o politică foarte agresivă și sunt la fel de șpăgari și mituitori ca politicienii de la noi. Dar fac chestia asta la scară de corporație ca să obțină ce vor. Adică o să vedeți acolo cum au ajuns ei cel mai mare vânzător de mașini din lume.
pentru cu ce au făcut. Și chestia asta puteți să o extrapolați în problema de fiabilitate a lui Volkswagen. Adică nimic nu e întâmplător. Tot ceea ce pățesc aceste motoare este un risc asumat. Ei știau foarte bine că ele consumă ulei, că au probleme cu EGR-ul, cu DPF-ul, cu toate filtrele și toate astea, dar și-au făcut niște calcule matematice și au dat seama că rentează să le lase să aibă problemele astea, pentru că oricum vor vinde o grămadă și o să vândă și piese la ele. Așa că sunt de părere că toate deciziile astea ale corporației de a face ceva, de a produce, sunt asumate. Ei știu foarte bine ce produc, ce probleme urmează să aibă, însă fac o balanță de costuri. Dacă scamatoria aia dă cu profit, ei o lansează în producție, chiar și sub forma unui motor stricăcios. Hai că m-am lungit destul. Ținem aproape. Salut!